Pentru noi botezul a devenit parte de închinare. La sfârșitul fiecărei ore de rugăciune, câte două, câte trei persoane au fost prezente și au mărturisit credință în apa botezului. Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru o lucrare care a adus foarte multe întrebări, curiozități din partea oamenilor. Spus, dar bine, dar voi, zice, de unde aveți? Zic, ce să avem? Deci, de unde aveți atâtea resurse? Despre ce vorbești, am întrebat eu. Păi ați construit o casă de 40.000 de euro și după ce ați construit-o și alții ar fi fost leșinați, ați mai făcut încă o casă de 25.000 de euro. De unde aveți? Și zic, stai puțin, că poate nu știi totul. Sunt 2.500 de copii care au primit ghiozdane în aproape 35-40 de localități din țară. 2.500. Și bugetul a fost de 40.000 de euro. Apoi, de sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului în preajma lunii acesteia, am dus peste 2.100 de pachete, un alt buget de 20.000 de euro. Și s-a uitat și a zis, dar zice, dar de unde aveți voi? Și am spus, aici e taina, că nici noi nu știm. Nici noi nu știm. Dar, așa cum am spus de fiecare dată, Dumnezeu are furnicuțele Lui. Și aș vrea public să mulțumesc tuturor celor care nu au stat pe online doar ca și consumator. Vă iubesc pentru asta. Ori de câte ori ați auzit că o familie n-are ce îmbrăca, că un copil n-are rechizite, ați fost împreună cu noi pe Meteres. Și datorită vouă și împreună cu voi, Dumnezeu și-a proslăvit numele. Vreau să vă spun că oamenii au tot felul de păreri, oamenii au tot felul de prejudecăți și cu privire la tine și cu privire la mine. Oamenii se uită și se uită la aspecte care câteodată nu reprezintă decât ecoul gândurilor lor. Și fiecare gândește câte ceva. Unii spun, wow, ce frumos e la renovație. Alții spun, aia ce și cu renovație. Dar în momentul în care ne-am dus, în ghiozdănele, în momentul în care 25 de școli, 25 de școli ne-au primit, spunea directorul, zice, dar unde, zice, e domnul de la partid? Deci noi n-am venit cu partidul, n-am venit cu biserica. Dar unde e domnul de la partid? Nicăieri, noi nu aparținem de un partid. Aparținem de cea mai frumoasă familie, familia duhovnicească a lui Dumnezeu. Și directorul a fost șocat și a zis, dar mai veniți? Da, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu obosește. Vă întreb, mai mergem și anul viitor? Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru răspunsul acesta. Și vrem să continuăm cu ajutorul Dumnezeu. Anul acesta am pus pentru prima dată planul noului locaș de închinare. Și ne-am uitat împreună și împreună suntem ca o armată sfântă. Romeo a spus două lucruri grozave în preajma sfârșitului de an. Pentru unul n-am spus amin și la al doilea spun amin din toată inima. Primul a zis, zice, poate anul viitor nu mai sunt cu voi, sunt în împărăția lui Dumnezeu. Eu n-am zis amin la asta, pentru că eu mă gândesc că Domnul trebuie să spună când e acasă, nu ne grăbim noi în privința asta. Și al doilea a zis, eu cred că anul viitor, pe vremea aceasta, mă voi închina în nou locaș de închinare. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun. Când am pornit, toate lucrurile păreau vise. Ce și cu visele astea în capul păstorului? Dar vreți să vă spun un lucru? Am un regret. Am un regret că am visat prea puțin. Și vreau să visez cât de mult se poate. Visez că Dumnezeu din cer își va întrona împărăția, că Dumnezeu își va revărsa mila, că Biserica Renovație și alte biserici se vor ridica în numele lui Iisus Hristos și se va vorbi despre Mântuitorul nostru. Dați-mi voie să am vise alimentate de Duhul Sfânt. Dați-mi voie să am vise alimentate de Cel ce este viu. Dumnezeu din cer nu-ți închide ochii. Dumnezeu din cer îți deschide ochii. Și îți deschide și ochii minții și îți deschide și ochii sufletului. De aceea din toată inima, pentru că El e Domn, pentru că El e Sfânt, pentru că El este bun, pentru că El a fost cu noi, pentru că Harul Lui ne-a însoțit, pentru că aici a fost atâta și atâta binecuvântare. Vreau să întreb, sunt oameni din cartier, v-ați bucurat împreună cu renovația? Când bisericile au fost închise, când nu s-a putut deschide vreo ușă, Dumnezeu ne-a deschis, zic, dar mai hangarul, că nu pot să spun altceva. 3.000 și ceva de metri în care am putut să stăm distanțați, așa cum se cerea, dar apropiați în Duhul lui Dumnezeu. Câtă bucurie în ziua când am pășit împreună și pentru aceasta glorie, și pentru aceasta slavă și mărire lui Dumnezeu în cer. Anul acesta Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar. Nu de puțină vreme, de acolo din colțul acelui altar, până în colțul acelui altar, au fost aici în genunchiați
slujitorii lui Dumnezeu, pe care i-am ridicat în mâna lui și a spus: Doamne, pregătește-ți echipa, pregătește-ți armata. Cineva mi-a spus: frate, zice, atât de emoționat am fost că nimic n-am înțeles. Dar un lucru, zice, ne-am săruit cu doi, trei, când mi-ai dat ștergarul și mi-ai zis: ești slugă, nu ești șef. Am înghețat! Zice, în momentul acela am rămas și mi-am dat seama că da, Dumnezeu ne-a chemat să fim slugi, nu șefi. Șefi sunt destui. Dumnezeu ce caută? Oameni care să spună: mă plec în fața măriției tale și am să iau ștergarul, pentru că arma ta e ștergarul, pentru că arma ta e ligheanul. Așa e îngenunchiat cerbicia, așa e îngenunchiat îndărătnicia, așa e îngenunchiat răutatea, pentru că tu ai spălat picioarele ucenicilor tăi și noi suntem datori să ne spălăm picioarele unul altora, indiferent ce înseamnă aceasta, indiferent că înseamnă să ștergi o lacrimă, indiferent că înseamnă să susții cu o vorbă bună, indiferent că înseamnă să deschizi ușa când ai 92 de ani, indiferent că asta înseamnă să te duci cu un pachet alimentar când nu-și mai poate găti, să te duci să bați la ușă, indiferent ce înseamnă zilele noastre spălarea picioarelor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să vă întreb, sunteți gata pentru un cuvânt? Vă mărturisesc că am trăit o satisfacție imensă, am o bucurie deosebită, mă simt emoționat în fiecare duminică dimineață și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că Alin m-a înțeles. În sensul în care eu sunt matinal. Eu mă trezesc de cuze ori și mintea mea este mult mai proaspătă și sunt mult mai plin de vitalitate la primurile ceasuri ale dimineții. Și a zis, mă lași pe mine dimineață, că nu știu dacă după amiază cred că o să fiu extenuat. Eu numai când vine ora 4-5, dar mi-am dat seama că și Alina a dus cu atâta greutate și oboseală. Dar îi mulțumesc că m-a lăsat dimineață, pentru că, na, în sfârșit, bătrânei sunt mai, cei mai în vârstă sunt un pic mai matinali, dumneavoastră știți lucrul acesta, și mai puțin nocturi. Eu la ora 10, deja, bun. Și dimineața aceasta vreau să vă aduc un cuvânt inspirat dintr-un sentiment pe care l-am trăit. Rămâi, Vasile, cu mine și imediat îți spun când să intri, că deja acum avem două muzici, una în capul meu și una la pian. Vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră ați băgat de seamă că există o abundență de fotografii de sărbători? Sincer, îmi plac foarte mult. M-am uitat la fotografiile lui Alin și ale Florinei cu copiii și fix așa cum e viața. Luca se uita în stânga, Gloria era fascinată de nu știu ce lucru, doar ei stăteau cu minți în poze încercând să facă lucrurile cât mai bune. Dar, vedeți, avem tendința să decupăm în viață doar imaginile care credem noi că ar putea să influențeze într-un mod pozitiv percepția oamenilor din jurul nostru. Un șemineu, chit că e fake, dar un șemineu, dacă se poate, punem un covoraș alb pe care niciodată nu-l avem în casă, în mod real, punem acolo o blăniță albă, dacă se găsește, de luăm șorăpeia pe care îi scoatem doar la Crăciun și ne îmbrăcăm cu minței și stăm acolo să facem o poză zâmbind fix cum nu-i viața. Eu mă uit la aceste fotografii și vă spun că cineva îmi spunea odată, zice, dar te rog eu frumos, zâmbește. Păi zic, de asta fac. Zice, nu-mi vine să cred. Asta, zice, da, eu credeam că din răsputeri zâmbeam, dar nu-mi ieșea. Nu-mi ieșit absolut deloc. Apoi m-am gândit în felul următor, m-am uitat și am dat zoom la poze când am văzut niște mese. Zic, eu de asta n-am, oricum mulțumesc lui Dumnezeu că m-ați binecuvântat cu sărmăluțe, slăvit să fie Dumnezeu, n-am dus lipsă și mi-a adus un credincios, un cozonac anul ăsta, că mi-a părut rău că l-am terminat. Vă vine să credeți? Mi-a părut rău că l-am terminat. Îți mulțumesc eu, Ionuț, din toată inima pentru cozonacii care mi-ai dat, nu numai nouă, dar și copiilor de la Viață și Lumină și ne-am bucurat împreună. Vreau să vă mărturisesc că, sincer vorbind, văzând că mie nu-mi iese zâmbetul de Crăciun, că mie nu-mi iese masa de Crăciun, că la mine în casă nu-i alb ca în basme, puțin așa m-a apucat o frică. Te apucă un sentiment ăsta de ușoară depresie. Mă, la mine nu seamănă sărbătoarea cum... Nu știu cum ai lăsat dimineața în dormitor, tu știi. Dar nu-i cam poze. Îți garantez lucrul ăsta. Eu nu știu cum e la voi în bucătărie acum, eu nu vă spun, dar nu-i cam poze. Și zâmbetul acela senin, serafic, eu nu l-am întâlnit și nu pot să spun că este ceva care e de fiecare zi. Există uneori o frică de a deschide gura și a vorbi despre lucruri care parcă nu se potrivesc cu sărbătorile. Ba, încă sunt oameni care spun, lasă-mă, nu mai vorbi acum, dar acum zice, sunt sărbătorile. Bun, și ce faci când se termină?
Vreți, în dimineața aceasta să facem o incursiune într-un mesaj numit Frica de Sărbători? Frica de Sărbători? Vreți să intrăm puțin și să gândim? Că mi-am pus o întrebare. Doamne, e ceva greșit cu mine? Sunt eu undeva, ceva e greșit în viața mea, că eu nu mă pot conecta la lucrurile spectaculoase? Viața mea nu este atât de spectaculoasă? Viața mea nu este atât de luminoasă ca a celor care poate că fac aceste fotografii sau care vin cu aceste crâmpeie perfecte din viața lor? Când mă uit la perfecțiunea vieții lor, eu îmi văd inversul, eu văd fix imperfecțiunile vieții mele. Nu mai spun de faptul că dacă eu le spun la oameni să facem o poză, nu o să reușesc. Nu vor. Poate nici ai tăi nu vor să facă poză. Poate nici copiii nu stau într-o poză. Foarte greu e adunat. Nimeni nu știe în dărătul pozei cât ai alergat după ei prin casă, ca să stea cu mingi, ce le-ai promis ca să stea la poză. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să pornim în acest demers al Cuvântului Dumnezeu spunând în felul următor. Dumnezeu din cer a trimis un înger la Maria. Wow! Ce frumos în casa ta să vină un înger! Extraordinar! Gândiți-vă la acest lucru. A venit probabil o lumină și în lumina aceea a coborât un înger. Și îngerul acela a stat față în față cu Maria. Și îngerul acesta a rostit în dreptul Mariei câteva cuvinte. Îngerul a intrat la ea. Asta înseamnă că a pășit, asta înseamnă că a fost văzut. Când spune a intrat la ea, înseamnă că a fost observat. Clar că a fost o prezență a unui înger care a rămas clar imprimată. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Nimeni nu spune amin. Binecuvântată ești tu între femei. Wow! Repet, pentru că poate cineva nu este suficient de entuziasmat. Plecăciune ție, cum tu, înger, spui plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. La ce te gândeai? Mare har! Glorie lui Dumnezeu! O să-mi vină două pensii! Glorie lui Dumnezeu! O să mi se plătească facturile! Glorie lui Dumnezeu! Toți copiii mei se pocăiesc! Glorie lui Dumnezeu! Casa mea va arăta perfect! Glorie lui Dumnezeu! Mi se pocăiește soțul! Ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, glorie lui Dumnezeu, Domnul e cu mine, Domne, ce frumos, binecuvântat ești tu între... Ce încurajare, ce cinste! Puteți să mai așteptați puțin? Înainte să vă entuziasmați tare, tare de tot, înainte să dați like la poză, înainte să faceți acolo să spuneți felicitări, puteți să mai așteptați un pic? Puteți să mai așteptați un pic? Oare ăsta este întregul mesaj al sărbătorii? Oare întregul mesaj al sărbătorii este wow, 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 sau mai e ceva care trebuie să înțelegem? Fără discuție, Maria era fecioară. Fără discuție, Maria era curată. Fără discuție, Maria era o femeie ancorată, o copilă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să mergem mai departe. Și Biblia spune în felul următor. Îngerul i-a zis în continuare. Nu te teme, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Păi de ce îmi zice să nu mă tem? Pentru că urmează ceva ce ar putea să mă facă să mă tem. Nu te teme, Marie, că ai căpătat îndurare. Păi aveam nevoie? Nu, dar o să ai. O să ai nevoie de îndurare. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu cărei vei pune numele Iisus. De fapt, când Dumnezeu se prezintă în viața ta și îți vorbește într-un mod extrem de încurajator, El nu îți vorbește despre performanțele tale spirituale, ci vorbește despre lucrarea care te așteaptă și te încurajează ca să înțelegi că ești potrivit cu ceea ce Dumnezeu din cer ți-a încredințat. Când Dumnezeu încurajează un credincios, nu-l încurajează pentru că Dumnezeu a găsit în el perfecțiune. Nu-l încurajează pentru că Dumnezeu a găsit în el motive să-i spună stai liniștit, plecăciune ție, har ți s-a făcut, favor ai înaintea lui Dumnezeu, ești binecuvântat între oameni, ești binecuvântat între femei. Dumnezeu nu vorbește cântărindu-ne caracterul. Dumnezeu nu vorbește cântărindu-ne faptele, ci Dumnezeu se uită spre ceea ce ne dă să facem și Dumnezeu spune, te așteaptă o lucrare și te încurajez. Te așteaptă un an și te încurajez. Te așteaptă să pășești Dumnezeu pe un drum și te încurajez. Te așteaptă Dumnezeu care îți promite că va lucra cu tine. Dumnezeu te cheamă la o lucrare, Dumnezeu te cheamă să fii în via Lui, Dumnezeu te cheamă să fii activ în planul Lui de mântuire și Dumnezeu îți spune, te încurajez,
pentru lucrare, orice cuvânt al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu din cer te încurajează, e în legătură cu lucrarea, nu cu performanțele tale. Orice om care este astăzi cinstit, orice om care este sincer cu el însuși, să spun așa, am văzut multe slăbiciuni la mine, am văzut multe fisuri, am văzut multe lucruri care nu-mi plac și totuși Dumnezeu spune, ești fiul meu, și totuși Dumnezeu spune, te binecuvântez, și totuși Dumnezeu spune, ai căpătat favor, și totuși Dumnezeu spune, ai har. De ce? Pentru că el se uită spre lucrare și Dumnezeu spune, te chem să faci această lucrare. Fă această lucrare, o vei face. Ești un om pe care Dumnezeu îl cheamă lucrare. De aceea te încurajează. Încurajările lui Dumnezeu sunt în legătură cu planul pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta, să te folosească în viața altora. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă sunteți gata pentru călătoria aceasta, nu fiți zgârciți cu aminurile. Nu fiți zgârciți în a vă manifesta în felul în care să pricep și eu că sunteți aici, pe această pagină a predicii. Biblia continuă și spune un lucru, Filipeni 1 cu 21. Îi spune Biblia în momentul acesta Mariei, ți s-a făcut mare har, aleluia, mi s-a făcut mare har de când vroiam să-mi iau costumul ăsta, acum cred că Domnul mi-l dă. Ți s-a făcut mare har, de când vroiam eu să-mi iau casa asta, acum poate Domnul Dumnezeu mi-l dă. Ți s-a făcut mare har, în sfârșit îmi iau mașina aceea. Și noi la asta ne gândim când spune mare har. Uite ce spune Biblia în Filipeni 1 cu 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Binecuvântate ești tu între femei. Mare har ți s-a dat. Da? Da, dar așteaptă, nu te entuziasma. Că există un har de a crede în Dumnezeu și există harul de a pătimi pentru Dumnezeu. Există harul de a suferi pentru Dumnezeu. Există harul de a lăsa ca povara lui Dumnezeu să fie așezată pe umerii tăi. Vedeți, iubiții Domnului, Dumnezeu nu face felicitări de an nou, Dumnezeu nu face felicitări de sărbători, ci Dumnezeu cheamă. Dumnezeu în dimineața aceasta spune, ești al meu, ești a mea, te chem pe nume. Te chem la o lucrare. Dumnezeu spune, ești copilul meu. În măsura în care suntem copiii lui, vom fi receptivi la chemarea lui. În măsura în care vom lua poverile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va vorbi de bine. În măsura în care vom vrea să lucrăm în via lui Dumnezeu, Dumnezeu va găsi cuvinte de încurajare și îngerii lui Dumnezeu vor fi prezenți în casa ta și cineva să spună, amin. Glorificat să fie Domnul. Maria a primit darul lui Dumnezeu, Maria a primit darul cerului, însă problema cu darul acesta pe care Dumnezeu l-a dat, Mariei, este că darul acesta a venit sub umbrire. Repet, a venit sub umbrire. Peste ținutul care zăcea în întuneric, peste țara lui Neftali și Zabulon, a răsărit o lumină mare. Mie îmi place lumina, îmi place Hristos lumina, îmi place să se lumineze, îmi place scena asta plină de lumină. Dacă ar fi după mine, aș mai pune încă 10 lumini. Îmi place să stau în lumină, îmi place un Dumnezeu care luminează, să văd și scama de pe drumul meu, să văd orice cotitură, să văd orice lucru. Dar Dumnezeu spune, darurile mele, darul meu, Marie, va veni prin umbrirea Duhului Sfânt. Păi stai puțin, n-ai zis că Iisus Hristos este lumina care a răsărit în întuneric? N-ai spus că a răsărit o lumină? N-ai spus, Doamne Dumnezeu meu, că Hristos este lumina lumii, dar eu vreau prezența acestui Hristos care să mă lumineze? Eu vreau să trăiesc într-o zonă de confort, de liniște, de securitate. Vreau să știu ce urmează, vreau să știu ce e luni, vreau să știu ce e marți, vreau să știu ce e luna viitoare. Eu vreau să văd peisajul pe care eu trebuie să calc. Eu vreau să văd drumul. Și Dumnezeu spune, darurile mele uneori vin sub umbrirea Duhului Sfânt. Sub ce? Sub umbrirea Duhului Sfânt. Conceptul acesta de umbrire nu este dezvoltat. Foarte puțin comentatori biblici vorbesc despre umbrire. Și acum o să spui, bun, cine ești tu să vorbești? Păi cineva trebuie să o facă. Nu că sunt cineva, ci pentru că simt ceva. De aceea voi vorbi în dimineața asta. Pentru că vreau să înțelegeți ceva. Vreau să înțelegeți că s-ar putea ca de aceste sărbători să fi primit un dar și în darul acesta să fi venit sub umbrire. Și darul acesta să fi venit sub formă următoare. Te anunț cu regret că de la 1 decembrie nu mai ai serviciu. De la 1 decembrie nu mai ai parteneri. De la 1 decembrie nu mai ai salariu. Și tu spui, cum frate Florin poate să fie acesta un dar? Acesta cu siguranță nu este un dar. Eu vă întreb, Iisus Hristos este un dar? Vă întreb, Iisus Hristos este un dar? Pentru că nu sunt mulțumit. Este Iisus Hristos un dar?
Dacă Iisus Hristos este un dar, atunci să știi că darul numit Iisus Hristos vine sub umbrirea Duhului Sfânt și nu vine într-o plină lumină. Că ai putea să spui, nu e dar, și eu te întreb, și totuși dacă Duhul Sfânt umbrește, și dacă totuși Duhul Sfânt îți dă un dar pe care nu-l vezi, pe care nu-l înțelegi, deseori spunem, e o pedeapsă, deseori spunem, e un necas, ce eu vă spun în dimineața aceasta, s-ar putea să fie doar umbrirea Duhului Sfânt, s-ar putea să fie un dar pe care nu-l înțelegi în termenii lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos, când a fost dăruit Mariei, a venit ca un dar sub umbrire, pentru că n-avea cum o fecioară care știa ce înseamnă oprobiu public, n-avea cum cineva care era logodită să simtă o bucurie imensă, că dintr-o dată, într-un mod neașteptat, supranatural, va rămâne însărcinată. Cum să iei să spui, Dumnezeu mi-a dat un dar, o să fiu însărcinat de la Duhul Sfânt. Dumnezeu mi-a dat un dar, o să am un copil de la Duhul Sfânt. Dumnezeu mi-a dat un dar, eu sunt cea pe care Dumnezeu a ales-o să nască Hristos, spunea, unde să te duci? Cui să-i spui lucrul acesta? N-ai cum, de ce? Pentru că este un dar sub umbrire. N-ai cu cine vorbi, n-ai cu cine împărtăși. Și totuși este darul lui Dumnezeu și vom vedea ce dar grozav. Vom vedea cum lucrează Dumnezeul care dă daruri sub umbrire. Binecuvântat să fie Iisus. Vreau să spun un lucru. În Luca 1:48 spune așa. A privit spre starea smerită a roabei sale și zice, de acum încolo, Luca 1:48, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită. Vreau să te învăț un lucru și în această dimineață să nu te temi. Când un dar vine sub umbrire și o să spui, bun, dar când e un dar sub umbrire? Când relația ta cu Dumnezeu este o relație bună, tot ce vine în viața ta vine cu mâna bună a lui Dumnezeu. Când tu spui, asta nu poate să fie un dar, dar relația ta cu Dumnezeu este bună și Dumnezeu îngăduie în viața ta lucrul acesta, să spui nu, e un dar sub umbrire și voi aștepta. De ce? Pentru că fericirea Mariei este la timpul viitor. Îți vor zice, așteaptă, îți vor zice fericită. Te vor numi fericită. Acum ești nefericită. Acum ești cea care toți vorbesc despre tine în termenii lor. Dar vine o zi, spune Domnul Dumnezeu, când darul acesta îl vei înțelege, când lucrarea mea o vei înțelege, când vei ști că am îngăduit în viața ta poate o situație despre care ai zis n-are cum să fie Dumnezeu în ea. Și eu spun, este Dumnezeu în ea, dar este Duhul Sfânt care lucrează prin umbrire. Prin umbrire. Îți vor zice fericită, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu din cer uneori ne cheamă și îngăduie în viața noastră situații, circumstanțe extraordinare dureoase. Spui, n-are cum să fie Dumnezeu cu lucrul ăsta, ci eu spun din toată inima, ba Dumnezeu este, dar e un dar sub umbrire. Și darul sub umbrire, pe moment îți aduce un disconfort, îți aduce o stare de greutate, îți aduce o stare de descurajare, de desnădejde, te expune judecății celorlalți, te vor arăta cu degetul. Și eu mă ridic în această dimineață și spun, te vor numi fericit. Într-o zi, oamenii vor zice ferice de tine că ai acceptat darul acesta sub umbrire, că n-ai cârtit și ai spus, da, nu te pripi, nu te grăbi, nu te lăsa purtat de valul descurajării, nu te lăsa purtat de gândirea firească, ci spune așa, dacă eu sunt într-o relație cu Dumnezeu, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu mi este tată, dacă eu sunt fiul lui, dacă eu cred în Domnul Dumnezeu și relația mea, dincolo de lucrurile care toți ni le reproșăm, e o relație bună, ce vine din partea lui Dumnezeu, ce vine din mâna lui Dumnezeu, chiar dacă este îngăduința lui, chiar dacă este planul lui, vine de la el. Eu am o relație cu el, el îmi este tatăl meu. Eu mă uit la relație ca să înțeleg, să descifrez ce vine în viața mea. Mă uit la relație, să pot să interpretez ce vine în viața mea. Pentru că frații lui Iosif au zis, din pricina aceasta vine necazul peste noi. Pentru că noi am văzut neliniștea fratelui nostru când era în groapă și n-am dat doi bani pe ea. Și acum noi suntem judecați de Dumnezeu. Ei au știut că relația cu Dumnezeu este întreruptă. Dar dacă în dimineața asta poți să spui, sunt copil de Dumnezeu, sunt copil de Dumnezeu, atunci îți spun, chiar dacă a venit un necaz în viața ta, nu știu cui vorbesc, chiar dacă a venit un necaz în viața ta, chiar dacă sărbătorile acestea sunt sărbători în care n-ai putut să pui nicio poză, dacă sunt sărbători în care poate ai avut parte de amar, dacă sunt sărbători în care a avut parte de descurajare, eu spun, Duhul Sfânt a pregătit toate aceste lucruri care sunt daruri sub umbrire. Sunt daruri sub umbrire, dar într-o zi oamenii îți vor spune fericit. Mă uit astăzi și mi-aduc aminte de sărbătorile pe care le-am avut, sărbătorile pe care am avut la început. Am dat filele, uite o funcție bună a Facebook-ului. Păcătosul ăsta de Facebook are o funcție bună.
păstrează amintirile. Le-am văzut și pe ale tale, Alin, de acum 4 ani. Mi-au trimis Facebook-ul și a zis amintirile tale de acum 4 ani. Și m-am uitat la prima sărbătoare, cu îndoieli, cu griji, cu frământări, cu neliniști, n-am avut cu cine vorbi. Nu puteam să vă spun vouă prin ce trec, nici Maria n-a putut să spună nimănui prin ce trece. Am primit un dar! Ce dar, mă, femeie? Ăsta e dar! Și a zis, Doamne, simt și eu nevoia, zice, să vorbesc cu cineva. Zice, du-te la Elisabeta, ruda ta. Dar de ce să mă duc la Elisabeta, ruda mea? Pentru că și ea a primit un dar sub umbrire. Pentru că și ea a primit un dar sub umbrire, pentru că și ea este arătată cu degetul, pentru că și ea cunoaște disprețul, și ea cunoaște ocara, și ea trebuie să se retragă în munți ca să nască pe cel ce merge înaintea celui care l-am pus în tine. Și du-te să stai de vorbă cu cel ce înțelege ce înseamnă darurile sub umbrire. Nu este întregul mesaj al sărbătorii acesteia, veseliți-vă, bucurați-vă, negreșit, dar este și un mesaj al faptului că Dumnezeu din cer nu-ți vorbește ție pentru performanțele tale, nu-ți vorbește ție pentru că a găsit în tine omul acela atât de puternic, plin de har, ci Dumnezeu se uită spre tine și spre lucrarea pe care ți-a încredințat-o. Și Dumnezeu se uită și spune, tu ești una cu lucrarea pe care eu o fac. Și pentru lucrarea care stă înainte, spun plecăciune ție, celui care ți-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei. Pentru că Dumnezeu când investește într-un om, investește de fapt în lucrarea lui. De aceea prețuiți pe cei ce se ridică, prețuiți pe cei ce vă slujesc, prețuiți-i și spuneți-le așa, chiar dacă poate am văzut ceva ce nu mi-a plăcut, dacă Dumnezeu ți-a încredințat lucrarea, eu o să spun amin. Chiar dacă poate o vorbă n-a fost dreasă cu sare, pentru că Dumnezeu ți-a încredințat lucrarea, eu spun amin și slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Și cineva să mă încurajeze în aceste momente și pe mine. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Mergem mai departe. Vreau să înțelegem umbrirea. De ce lucrează Dumnezeu în felul acesta? Vreau să fiți foarte atenți, pentru că n-aș vrea să plecați fără acest mesaj. Nu vreau să plecați doar cu o metaforă pe jumătate înțeleasă. Nu vreau să vorbim doar într-un mod simbolistic, dincolo de care să nu pricep de ce Dumnezeu ți-a dat un dar sub umbrire. Vreau să vorbesc, este una dintre revelațiile care mi-au binecuvântat sufletul în acest sfârșit de an. Doamne, dar de ce îmi dai daruri sub umbrire? De ce îmi dai daruri sub umbrire? De ce îmi dai daruri sub umbrire? Și acum ascultați-mă, de ce îți dă Dumnezeu daruri sub umbrire? A fost un timp când Dumnezeu în marea lui milă ți-a dat daruri în lumină. Darurile în lumină sunt acelea pe care le văd toți. Te-ai ridicat, ai făcut o mărturie a vieții tale pe care a impactat-o Dumnezeu. S-au uitat la tine și au zis toți, wow, ce băiat! Wow, ce tânăr, wow, ce femeie, extraordinar ce a făcut Dumnezeu. Deodată cota ta, vizibilitatea ta, modul în care Dumnezeu te-a pus în lumină, te-a cucerit și ai spus ce bine e cu Domnul, mare Dumnezeu, și ai crescut. Ai crescut într-un mod drept, ai crescut într-un mod cinstit. Noi nu vorbim despre o creștere tumorală, vorbim despre o creștere sănătoasă. Dumnezeu te-a ridicat, Dumnezeu te-a înălțat, Dumnezeu te-a binecuvântat, Dumnezeu ți-a dat har, Dumnezeu a vrut să se folosească de mărturia ta. Te-a dus Dumnezeu în fața multor altare, te-a dus Dumnezeu în multe orașe, te-a dus Dumnezeu în multe familii, te-a dus Dumnezeu în viața multora, te-a folosit Dumnezeu la locul de muncă și toți au rămas uimiți de mărturia ta, toți au rămas uimiți de ceea ce Dumnezeu a făcut cu viața ta și Dumnezeu a zis, am venit să lucrez cu tine în lumină. Dar ceea ce Dumnezeu lucrează în lumină este o creștere în afară, pentru că cei din afară te văd, e o creștere în afară, tu crești în vizibilitate, tu crești în notorietate. Tu devii într-adevăr o mărturie a lui Dumnezeu, dar creșterea ta este în afară, pentru că oamenii te cheamă, pentru că oamenii spun, vino și la noi, pentru că oamenii spun, vreau să și o creștere în afară. Dumnezeu vine și spune așa, îți dau un dar sub umbrire, pentru că de aici încolo trebuie să crească ceva înăuntru. Îți dau un dar sub umbrire, pentru că trebuie să crească ceva înăuntru. Și ceea ce va crește înăuntru, va binecuvânta cu mult mai mult ceea ce a crescut în afară. Pentru că ceea ce va crește înăuntru va binecuvânta pe toți oamenii, pentru că este născut sub umbrire.
Pentru că este născut în momente dificile. Pentru că este născut în momente în care nu mai înțelegi atât de bine planul lui Dumnezeu. Este născut în momente în care ești confuz și nu știi încotro să o iei. E născut în momentele în care ești tulburat de ceea ce Dumnezeu face cu tine. Când îngăduie Dumnezeu circumstanțe, evenimente, oameni, situații care sunt daruri sub umbrire. Pentru că Dumnezeu spune, te-am folosit ca mărturie. Ai fost atât de privilegiat, mai binecuvântat. Ai spus, Doamne, ce frumos e cu tine. Colegii mei au auzit despre mărturia mea, prietenii mei au auzit, ușa mea a fost deschisă, ne-am rugat împreună, toți au spus ce mare e Dumnezeul tău, toți au spus incredibil ce frumos lucrează Dumnezeu cu tine și Dumnezeu a ales un moment în care Dumnezeu a spus, acum eu vreau să lucrez cu un dar sub umbrire, pentru că dincolo de ceea ce ai crescut în afară, ai crescut în ochii oamenilor, ai crescut în semnificație, ai crescut în importanță, numele tău a devenit de renume, dar asta nu ți este de folos ceea ce faci. Nici măcar pentru ceea ce faci nu mai există cineva care să spună ce bine că le faci. Și Domnul Dumnezeu spune un lucru, fiți atenți. Duhul Sfânt aduce această umbrire peste Maria și spune așa, Maria, acum tu nu vei mai străluci în fața oamenilor. Florine, nu vei mai străluci în fața oamenilor. Alin, nu vei mai străluci cum am făcut să strălucească lucrurile înaintea oamenilor înainte. Acum vreau să văd dacă ai vrea să strălucești înaintea mea. Pentru că umbrirea Duhului Sfânt este momentul când tu strălucești doar pentru El. Momentul în care în inima ta coboară niște frământări și ajungi să fii presat de niște întrebări și ajungi să spui, Doamne, sunt confuz, m-ai adus într-o zonă de nesiguranță, m-ai adus într-o zonă în care nu știu cum să mă port, atunci Dumnezeu spune, ăsta este momentul pe care l-am ales să te întreb dacă după ce ai strălucit înaintea oamenilor prin ce ți-am dat și am făcut cu tine, ai vrea să strălucești și înaintea mea. Și o să mă întrebați, și cum aș putea face lucrul ăsta, pastore? Cum aș putea să strălucesc înaintea lui Dumnezeu? Și iată cum strălucești înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te-a adus în zona de umbrire dată de Duhul Sfânt, strălucești când spui următoarele cuvinte. Luca 1 cu 38. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Iată robul Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Sincer vorbind, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg cum poți să naști în mine, ce zici că naști în mine. Nu înțeleg cum lucrează umbrirea Duhului Sfânt. Sunt confuză, sunt tulburată. Dar spun un singur lucru. Nu m-ai chemat să înțeleg, m-ai chemat să mă plec. Nu m-ai chemat, Doamne, Dumnezeul meu, ca în toate lucrurile să fiu partener cu Tine în înțelegere că sunt limitat, dar, Doamne, ascultarea mea este mai presus de toate și voi spune Domnului, Doamne, Dumnezeul meu, chiar dacă m-ai adus în zona de umbră, chiar dacă acum ceea ce crește în mine crește cu durere, chiar dacă ceea ce crește în mine aduce dispreț, judecată din partea celorlalți, Doamne, Dumnezeul meu, iată robul Tău, facă-se voia Ta, iată roaba Ta, facă-se voia Ta. Și atunci Dumnezeu spune, acum este momentul când nu mai strălucești înaintea lor, nu mai strălucești înaintea celor care înainte spuneau, o, ce grozav ești, ci strălucești înaintea lui Dumnezeu care se uită spre tine și în cămăruță unde ai lacrimi pe obraz și spui, nu înțeleg ce se întâmplă, dar zic, facă-se voia Ta. E un dar sub umbrire, e un dar sub umbrire și te rog în numele lui Iisus Hristos să nu-i permiți celui rău să-ți cucerească mintea. Eu am o relație cu Tatăl meu, Dumnezeu este Tatăl meu și Părintele meu, nu sunt cel mai grozav, dar n-a venit Dumnezeu să mă felicite, n-a venit Dumnezeu să spună că e impresionat de credința mea, ci a venit Dumnezeu să spună, am o lucrare și lucrarea aceasta este lucrarea în care eu te trimit și eu te încurajez să știi că ești potrivit pentru ea, pentru că de multe ori spui eu nu-s potrivit, ba da, ești, o să-ți dau un om lângă tine, nu o să ai mulți oameni când te umbresc, dar o să fie cineva care să-ți înțeleagă disprețul, necazul, problema, pentru că Dumnezeu lucrează magnific. Glorie lui Dumnezeu, glorie Tatălui Ceresc, binecuvântat să fie Domnul care este viu, sfânt și mare. Aleluia. Când m-a sunat prima dată Raymond, era cu un entuziasm fantastic. Pastorul zice, trebuie neapărat să vii la botezul meu. Eu, a spus el, mă pot considera un rod al mesajelor pe care tu le-ai rostit. M-am întâlnit la Arad de mai multe ori cu el, m-am întâlnit la Harvest, m-am întâlnit unde am putut. Și a zis, măi Raymond, te rog eu frumos, vorbește cu pastorul tău, pentru că s-ar putea să fie o diferență între entuziasmul tău și al lui. Și așa a fost. A fost o diferență între entuziasmul lui Raymond și al pastorului, în sensul în care dumneavoastră știți că există reguli chiar și între biserici, reguli pe care eu le socot omenești,
Dar există reguli și nu sunt deranjat. Am trecut de mult de lucrul ăsta, nu mai deranjează. Vreau să vă spun un lucru. Am o încredere nețărmurită că Duhul Sfânt mă duce fix unde e nevoie. Eu nu mai fac comisioane, eu nu mai vreau să împlinesc nevoia de imagine a cuiva, ci îi spun mereu Duhului Sfânt. Du-mă unde nu se duce nimeni. Du-mă la rănile pe care nu le suferă nimeni. Du-mă, Doamne, acolo unde pot învăța lucruri care să-mi fie de folos. Raymond, în ziua în care s-a botezat, mi-a dat telefon și plin de... M-am botezat, pastore! Și am spus, mergi sănătos cu Iisus. Și a zis, viața mea e schimbată. La locul de muncă lucrurile s-au schimbat. Din dificultățile în care eram, dificultăți la locul de muncă, pentru că eram un om conflictual, dificultăți în viața de familie. Nu pot să spun ce Dumnezeu a lucrat. Te rog să-mi pui prima poză cu Raymond și familia lui, dacă poți. A zis, lucrurile sunt grozave, lucrurile sunt deosebit de grele, lucrurile deosebit de frumoase. Și deseori m-a sunat și m-a mai sunat din când în când, spunea, când veniți la Arad, când veniți la Arad? Și am spus, păi e mai ușor să vii tu la renovație online decât să vin eu la Arad. M-a sunat săptămâna aceasta, Raymond. Mai întâi când a sunat, am văzut că tace. El de obicei, iată îmi spune, pastore, Domnul se binecuvânteze. Și apoi a început să plângă. El e un bărbat destul de rezervat, puternic, și a început să plângă. Și a zis, ce s-a întâmplat? Și a spus continuu, n-a vorbit nimic decât a zis, nu mai pot, nu mai pot, frate, nu mai pot, frate, nu mai pot, frate, nu mai pot. Dar zic, ce s-a întâmplat? Vedeți? Asta este familia lui Raymond, o familie frumoasă, nu? Deosebită. Dacă poți să dai poza următoare. Familie frumoasă, binecuvântată. Un om cu inimă, un om care a făcut în viața lui o schimbare și care mărturisea ce frumos e să trăiești cu Dumnezeu în lumină, ce frumos e când Dumnezeu schimbă mărturia. Toți oamenii mei zic despre mine, uite cum s-a schimbat Raymond, uite ce impact, pentru că Dumnezeu lucrează în viața ta într-o zonă de lumină, când îți ridică numele, îți ridică mărturia, când mireasma unei vieți schimbate ajunge și la sufletul celor din jur. Și apoi mi-a spus, zice, copilașul meu de 6 ani, a fost călcat de o mașină și a murit pe loc. Era pur și simplu prăbușit și spunea, nu mai pot, am înghețat, nu-i nimic de spus într-o asemenea situație. I-am spus, Raymond, nu știu ce să spun, nici n-am putut să-i spun mă rog, pentru că părea așa un fel de vorbire din asta foarte ieftină. Am închis telefonul și am început să plâng. Mi s-a părut greu. Ca în timp ce tu de sărbători stai la masă și îți mănânci piftia sau salata de băf, unii să se ducă la cimitir cu copilașul lor. E greu, viața e dificilă. Și copilașul acesta l-a chemat Dumnezeu acasă, i-am văzut sicriașul alb și i-am spus, Raymond, voi sta înaintea lui Dumnezeu și nu o să plec până când Dumnezeu nu-mi spune ceva. Și așa s-a născut mesajul ăsta, că Dumnezeu uneori îți dă un dar sub umbrire. Pentru că ceea ce se naște în tine prin durerea pe care Dumnezeu o îngăduie în viața ta va fi un prilej de binecuvântare pentru toți din jurul tău. Pentru că nu toți s-au bucurat de propășirea ta, nu toți s-au bucurat de mărturia ta, dar când Dumnezeu pune un dar sub umbrire și Dumnezeu o sfărâmă și Dumnezeu din cer lucrează cu niște lucruri de acest gen în viața ta, lucrurile se schimbă. Aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că i-am promis lui Raymond, zis, vom face o rugăciune cu toată biserica, am cerut permisiunea să vorbesc despre drama prin care trece, mi-a spus, da, poți vorbi, dovadă, fotografiile trimise. Pentru că aș vrea să spun în dimineața aceasta, că ăsta nu-i întregul mesaj al sărbătorii nașterii Domnului. Mesajul nașterii Domnului nu este numai bucurați-vă și veseliți-vă, ci mesajul profund al nașterii Domnului Iisus Hristos este Duhul Sfânt va duce în viața ta o zonă de umbrire. Când ceea ce știau oamenii despre tine vor pune sub semnul întrebării, când mărturia ta care a fost extrem de primită de către cei din jur va fi contestată, când ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat, darul pe care Dumnezeu ți-l-a încredințat, va face obiectul multor discuții, multor păreri care te vor afecta, dar Dumnezeu spune, ce crește în tine va deveni o binecuvântare pentru toată lumea. Ce crește în tine, în zona de umbrire, va fi o binecuvântare de care vor avea parte toți.
Și când tu vei rosti în zona de umbrire, nu înțeleg, nu mă simt bine, dar facă-se voia ta, vei străluci înaintea Lui, ai strălucit înaintea lor, că a vrut Dumnezeu. Și acum când spui, facă-se voia ta, iată robul tău care se pleacă. Și dacă tu ai ales să chemi acasă, facă-se voia ta. Și dacă ai ales să fiu singur, facă-se voia ta. Și dacă ai ales să trec prin necazuri, facă-se voia ta. Și dacă ai ales să petrec sărbătorile la un pat de spital, facă-se voia ta. Toate acestea sunt daruri pe care nu le înțelegem acum, dar sunt sub umbrirea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt îți ia strălucirea cu care te-ai obișnuit, îți ia strălucirea cu care ai impresionat pe ceilalți, ca să strălucești doar înaintea celui care te iubește și care spune, ai răbdare, crește ceva în tine, e nevoie de acest gen de maturizare, este nevoie de acest gen de încercare, este nevoie de acest gen de ancorare, este nevoie de acest creștinism încercat, este nevoie de această credință care are o putere vie și care nu trăiește cu popcorn, care nu trăiește doar cu lucruri facile, care nu trăiește doar cu spectacol, care nu trăiește doar când îi merge bine, care nu trăiește doar când are masa îmbelșugată, care nu trăiește doar atunci când lucrurile îți merg bine. Acea umbrire care paradoxal o aduce însuși Dumnezeu. Asta este mesajul puțin mai profund al sărbătorii nașterii Domnului. Vreau să vă mai spun ceva frumos? Pot să vă mai spun ceva? E aici un lucru care m-a mângâiat sufletul, am zis, spune-mi ceva. Și iată ce spune Biblia. Îngerul a zis, nu te teme, Marie. Nu te teme, Cornele. Nu te teme, Florine. Când Dumnezeu vorbește, luați aminte, felul cum Dumnezeu vorbește când ți se adresează, conține în el o taină pe care va trebui să o înțelegi. Când Dumnezeu îi vorbește lui Iosif, îi zice în felul următor, și lui zice, nu te teme. Nu te teme să iei la tine pe cea care e însărcinată. Nu te teme, Iosife, fiul lui David. Nu îi spune doar Iosif, îi spune fiul lui David. De ce? Pentru că fiul lui David înseamnă următorul lucru. Am făcut o promisiune lui David, că pe tronul de domnie vor sta urmașii lui, seminția lui va fi veșnică. Am făcut o promisiune. Când îi se adresează lui Iosif, îi se adresează în calitatea pe care Iosif trebuia să o înțeleagă. Iosife, ai încredere că promisiunile mele, făgăduințele mele se duc la capăt. Încrede-te în Dumnezeul făgăduințelor tale. Încrede-te în Dumnezeul promisiunilor sfinte. Încrede-te în Dumnezeul legământului. Când Dumnezeu ți se adresează și spune Domnul Dumnezeu, bărbatule, te cheamă la curaj, te cheamă la îndrăzneală, te cheamă la o statură a unui om care să lupte. Când Dumnezeu îți spune la un moment dat, suflete, Dumnezeu spune, ia aminte că ți-ai îngroșat rândurile celor care vor pâinea pământului. Ia minte că ai îngroșat rândurile celor care s-au îndrăgostit de pământ și eu vreau să iei ochii și să-i pui pe sufletul tău care este prețios. Modul cum Dumnezeu te cheamă e modul în care Dumnezeu vorbește în contextul umbririi tale. Și el îi spune, Marie, Marie, când îl cheamă pe Moise, îi zice, Moise, Moise. Și Dumnezeu din cer vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Uitați ce spune Biblia. Așa vorbește Domnul, Isaia 45:1, către unsul său, către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă. Și spune în 45:4, din dragoste, dar spune împreună cu mine, din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume. Din dragoste îți rostesc numele. Din dragoste îți spun Florine. Din dragoste îți spun Marie. Din dragoste îți spun Moise. Pentru că ce avea nevoie Maria? Avea nevoie să fie securizată în relația ei cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, relația noastră nu e în pericol. Marie, te cunosc pe nume. Marie, ești copilul meu. Și Dumnezeu în dimineața aceasta îți spune, nu te teme, numele tău e cunoscut. Numele tău e scris în cartea vieții. Numele tău este nume de copil de Dumnezeu. Glorie Tatălui Ceresc. Marie, Dumnezeu știe, ți-a uitat numele soțul, ți-a uitat numele prietenii, ți-a uitat numele prietenii, Dumnezeu nu ți-a uitat numele. Și modul cum se adresează e modul intim. Marie,
Marie, sunt Dumnezeu care te cunoaște din pântecele maicii tale. Marie, niciodată n-ai fost lipsită de dinaintea ochilor mei. Marie, ți-am cunoscut tot mersul și toate. Marie, eu te cunosc pe nume. De aceea spun în dimineața aceasta următorul lucru. Nu te teme să faci pasul pe care Dumnezeu ți-l cere. Nu te teme să începi o viață în care Dumnezeu cârmește într-un mod spectaculos, neașteptat, într-un mod în care schimbă tot ce ai știut până acum. Anul care va veni, fac o profeție, notați unde vreți. Anul viitor va fi caracterizat printr-o paradigmă nouă. Va fi un an al schimbărilor majore. Și există doar un singur mod de a sta în picioare, flexibilitatea. Înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Cine nu se va plia pe planul lui Dumnezeu, cine nu va accepta umbrirea, poate din partea Duhului Sfânt, cine nu va accepta voia lui Dumnezeu așa cum el o desfășoară, va fi frânt. Va fi frânt. Și cine va fi flexibil, cine se va lipi cu inima de Dumnezeu și va spune, Doamne, sunt schimbări care mă duc într-o zonă de umbrire. Sunt schimbări pe care nu le-am așteptat sub nicio formă. Dar facă-se voia ta, facă-se voia ta. Și dacă o să te întrebi, pastore, de unde știu că e Dumnezeu și nu e omul? De unde știu că e Dumnezeu și nu întâmplarea? De unde știu că e Dumnezeu și nu Satana? Eu îți spun, când Dumnezeu îți spune pe nume, când tu poți să-i spui lui Tată pe nume, când relația ta cu El este o relație solidă, când relația ta cu El este o relație de dragoste, tot ce vine, vine din mâna lui Dumnezeu. Tot ce vine, vine din mâna lui Dumnezeu. Trebuie neapărat să vă zic ceva. Când îngerul vorbește și vede îndoiala Mariei, când îngerul vorbește și vede tulburarea Mariei după ce îi spune nu te teme și după ce îi dă un ajutor și zice uite, am înțeles nevoia ta, că nici tu nu poți trăiești așa de unul singur. Să găsești pe cineva care se vorbește, înțeleagă. Nu, se uită oamenii la tine și spun bă, dar ce-i cu fața asta, mă? Ce-i cu tristețea asta? Ce-i cu depresia asta? Ce-i cu necazul ăsta? Dar când îți revii odată? Și știi ce se întâmplă? Dumnezeu așează lângă tine pe cineva care să-ți înțeleagă tristețea asta fără să te simți într-un mod ciudat. Pentru că cine stă în zona de umbrire va înțelege pe cel ce a intrat în zona de umbrire. Și Dumnezeu îi dă pe Elisabeta, cum vă spuneam. Dar îngerul mai adaugă ceva care neapărat trebuie să vi-l spun. Luca 1:37. Că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Îngerul, pe lângă Elisabeta pe care o dăruiește, pe lângă încurajarea care o face, pe lângă faptul că îi adresează cuvinte de dragoste din partea Dumnezeului ei, ca să o securizeze în emoțiile ei, cum face și cu tine, mai face un lucru. Te aduce în zona cuvântul lui Dumnezeu, că nici un cuvânt al lui Dumnezeu pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Știți dumneavoastră de ce viețile noastre sunt deseori lipsite de putere? Puterea nu este dată de încăpățânare, puterea nu este dată nici de râvnă omenească, puterea nu este dată nici de talent, puterea nu este dată nici de ambiție. Puterea este dată de zidirea vieții tale pe cuvântul lui Dumnezeu. Și este, tu știi ce va trebui să spui în anul viitor? Mie Domnul mi-a vorbit. Mie Domnul mi-a vorbit. Eu nu mă dau la o parte, eu rămân cu Dumnezeu pe linia pe care Dumnezeu mi-a spus-o. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, orice mi-ar spune, oricât m-ar contesta, oricât m-ar disprețui, oricât m-ar judeca, oricât m-ar batjocori, oricât m-ar ironiza, eu rămân pe linia aceasta, orice presiune ar face, oricine ar veni, că-i prieten sau dușman, eu rămân pe linia aceasta pentru că vreau putere, pentru că m-am săturat. Cuvintele oamenilor sunt slabe, cuvintele oamenilor nu au putere. Sunt prea multe cuvinte de la oameni, sunt prea multe păreri de la oameni, sunt prea multe sfaturi de la oameni și Dumnezeu spune în dimineața aceasta, cuvântul meu nu e lipsit de putere. Și puterea vieții tale este dată de faptul că rămâi consecvent cuvântul lui Dumnezeu și nu te abați nici la stânga, nici la dreapta. Aleluia! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ce faci, Tată, cu noi? În timp ce unii dintre noi, poate pe bună dreptate, că nu trebuie să judecăm pe nimeni, unii dintre noi se preocupau de cum să împodobească casa, alții se gândeau să-și ducă copilul la groapă. Eu n-am nimic cu sărbătoarea, martorul meu Dumnezeu, abia aștept să mă duc la Alina acasă
de Revelion, să închidem anul frumos. De-abia aștept să văd ce a gătit Florina. Și mi-s dragi sărbătorile, nu despre asta e vorba, nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic cu sărbătoarea și mi-s dragi. Eu sunt un om care îmi plac bucuriile. De-aia am făcut tot ce am putut, să aducem un ecran LED de sărbători, să vedeți și voi mai multă lumină. Hai, spune și voi, amin, slavă Domnului, că nu e rău. N-am nimic cu sărbătorile, nici cu bucuria sărbătorilor. Dar știți cu ce am ceva? Că am ceva cu ceva. Am o supărare. Am o supărare cu cel ce își astupă urechile să n-audă și să nu priceapă că sărbătoarea este mai mult decât un cozonac pe masă. Că sunt înțelesuri ale sărbătorii care ne scapă în fiecare an. Că Dumnezeu e cu mult mai adânc. Că Dumnezeu din cer uneori îți aduce o zonă de umbrire în care vei străluci doar tu înaintea Lui, nu mai strălucești tu înaintea Lor, și crește ceva în tine care e mult mai important decât ceea ce a crescut lângă tine. Ți-a crescut numele și reputația. Acum Dumnezeu spune, va crește ceva în tine. Și ascultă-mă, ce crește în tine va binecuvânta pe toți. Și știți de ce va binecuvânta pe toți? Pentru că ce se naște în tine în zona de umbrire se numește maturitate, credință încercată. Se numește om verificat, om care stă în picioare, care a înțeles. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. O să mă întrebați ce fac acum. Vă spun eu ce fac mai încolo. Trebuie să ascult ceva. Am învățat și eu de la Alin. Alin e de o sinceritate dezarmantă. Iartă-mă, Alin, vreo 4 exemple a dat astăzi. Dar niciuna de rău. Știți de ce? Că vreau să facem ceva în ziua de astăzi. Lăudat să fie Dumnezeu. Drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și în suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Iisus dă iar tribut, mângâie-L cu fapta. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Iisus dă iar tribut, mângâie-L cu fapta. Dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum să bea din vas când e ars ca vrejul, căci în veci de veci în cer nu mai ai prilejul. Dă-i acum să bea din vas când e ars ca vrejul, căci în veci de veci în cer nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta cât e rupt veșmântul, căci în cer nu-i va fi frig, nu-l va bate vântul. Dă-i acum când e bolnav grijă-n duioșată, căci bolnav nu va mai fi Domnul niciodată. Dă-i acum când e bolnav grijă-n duioșată, căci bolnav nu va mai fi Domnul niciodată. Ia-l acum în casa ta să-și aline somnul, azi e un sărac în drum, mâine va fi Domnul. Azi Iisus e-n mii de frați, azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi chemați, tu vei fi la dreapta. Azi Iisus e-n mii de frați,
Azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi chemați. Tu vei fi la dreapta și un glas peste genunchi va striga spre stele. Îl cunosc și din an bun și din zile grele. Iată anii trec s-au dus, zilele ca spuma. Fii prieten cu Iisus, nu uita acum. Iată anii trec s-au dus, zilele ca spuma. Fii prieten cu Iisus, nu uita acum. Invit toți slujitorii să vină aici cu noi. Invit întreaga echipă de slujire a Bisericii Renovatio, oamenii cu care am primit deseori daruri sub umbrire, oameni cu care am traversat deseori momente extrem de dificile. Uneori a trebuit să ne înghițim amărăciunea ca să putem să dăm dulceață. Uneori a trebuit să-i spunem lui Dumnezeu, ai milă de mine că nu știu cum o scol la capăt. Și ne-a surprins Dumnezeu de fiecare dată. De ce? Pentru că e o dimineață în care Dumnezeu spune, ce va crește în tine va fi o mare binecuvântare pentru tot norodul. Toți se vor hrăni din ceea ce Dumnezeu lucrează în interiorul tău. Ce se naște în zona de umbrire, înăuntru tău, va fi cu totul diferit de ceea ce Dumnezeu a născut în viața ta prin lumina pe care a lăsat-o, înălțându-ți numele și făcându-te o mărturie. Mare-i Dumnezeu și bun și sfânt. Și aș vrea în dimineața aceasta să plecăm în rugăciunea de final cu un singur cuvânt. Iată robii tăi, iată roabele tale, facă-ni se după cuvântul tău, pentru că cuvintele oamenilor sunt cuvinte neîncercate, dar cuvântul tău este un cuvânt încercat, viu și lucrător, este un cuvânt care se împlinește, este un cuvânt care este încercat. Cine dintre dumneavoastră vrea să fie prieten cu Iisus? Și în momentele când nu-i merge bine și în momentele de suferință, să fii prieten cu Iisus și când nu înțelegi cum merg lucrurile în viața ta, să fii prieten cu Iisus când totul e într-o zonă de întuneric, într-o zonă de umbrire, când tu spui m-a părăsit Dumnezeu și eu spun nu, Dumnezeu este mai mult ca tine niciodată, dar a intrat într-o zonă de umbrire pentru că Dumnezeu îți dă un dar și aș vrea să te întreb în numele Domnului Iisus. Au fost zile când copilul tău ți-a creat necazuri? Și în zilele acelea ai spus nu mai primesc darul numit copil pentru că mi-a făcut necazuri? Nu, sunt zile de umbrire. Când Dumnezeu poate te învață lucruri care cresc în tine, nu cresc. Că-i ușa, ce frumos, ar fi extendat. Venim copiii de mână, uite sfințișorii Domnului. Atât mi-s de dragi oamenii care nu se ascund, care nu pozează. Da, frate, copil, ce să-i fac? Am venit un părinte cu un copil, s-a făcut roșu la față, pentru că în timpul unei melodii, copilul a început să danseze de mama focului. Toți zice, erau șocați, erau... Eu am stat liniștit. Eu m-am uitat la copii și am zis, Doamne, îți mulțumesc că e sănătos. Că alții nu se ridică. Alții nu pot face lucrul acesta. E copil. Avem așa niște clișee și ne place să avem niște fotografii de sărbători și să le prezentăm tuturor. Dar viața are zone de umbrire. Viața are zone în care va trebui să crească în tine ceva. Un respect, o maturitate, o înțelegere. Să faci un pas înainte în capacitatea ta de a înțelege voia lui Dumnezeu. Și așa vei fi un om care vei deveni o binecuvântare pentru toți. Vei deveni o binecuvântare pentru toți. Frații mei, vreau să putem spune în acest ultim moment de închinare de duminică dimineață din anul 2021, iată, Doamne, robul Tău, facă-mi se după cuvintele Tale, voi asculta de Tine. Îmi spunea la un moment dat fratele Alin că trebuie să spun că și eu am fost părtaș unor cadouri care le-a primit el. Am primit cadouri anul acesta. Au fost surioare care, în timp ce eram la închinare, a crescut lângă scaun, ba o plasă, ba două, după care m-am dus acasă și a fost bine. Am primit cadouri. Spunea Alin, zice, chiar mă și sperii, nici nu înțeleg, zice, de ce au venit așa de multe cadouri. Ei, vreau să vă spun că dimineața am primit un răspuns. N-am primit cadouri pentru ce suntem noi și vrednicia noastră, ci pentru darul pe care Dumnezeu l-a așteptat în noi. Dumnezeu a spus, eu sunt Dumnezeul care, datorită darului care ți l-am dat, datorită a ceea ce crește în tine,
îți voi pune la dispoziție resursele, îți voi deschide ușile, nu pentru vrednicia ta, nu pentru capacitatea ta, nu pentru performanțele tale, ci pentru că în momentul de umbrire, când toți au spus, nu, eu nu merg, eu nu fac, eu nu mai fac, eu nu mai vreau să fac, tu ai zis, iată robul tău, facă-mi-se după cuvintele tale. Atunci ești mai strălucitor ca niciodată, pentru că tu luminezi în fața lui Dumnezeu și nu a oamenilor. Câți oameni când n-au mai avut renume s-au retras, câți oameni când nu le-a mai mers bine au dat înapoi, câți oameni când li s-a stins lumina faimei n-au mai vrut să facă nimic pentru Dumnezeu și cei ce au rămas în zona de umbrire și-au mușcat buzile, au spus, nu înțeleg, sunt tulburat, dar Dumnezeu a spus, crește ceva în tine și ceea ce crește în tine va fi o binecuvântare, a crescut destul lângă tine, acum trebuie să crească în tine. Glorie lui Dumnezeu din cer. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Tot poporul Domnului în acest moment să spună împreună cu mine, iată robul tău, iată roaba ta, facă-mi-se după cuvintele tale. Ne rugăm Domnului spunând, accept voia ta, chiar dacă uneori e greu, chiar dacă nu ne înțeleg, chiar dacă uneori este în zona de umbrire, accept voia ta. Ne rugăm împreună cu tot poporul Domnului. Voi ne-ați adus momente de bucurie, unii dintre voi ne-au mâncat zile... N-am fi cinstiți dacă n-am spune că mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Și mulțumim Domnului pentru toți oamenii. Am învățat multe stând în prezența unor oameni care i-a și vrut departe de mine. Am învățat mai mult de la cei care m-au tulburat decât de la cei care m-au liniștit. Pentru că a crescut în mine ceva de care am nevoie pentru vremurile ce vor veni. Nu te vei putea bizui pe multe din lucrurile din afară, dar te vei putea bizui pe ceea ce crește înăuntru tău. Și în noi crește puterea. Suntem familia Domnului Iisus. Vă mulțumim din toată inima pentru dragostea voastră. Vă mulțumim din toată inima pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat prin voi în viața noastră. Am crescut împreună cu voi. Vă rog din toată inima, iertați-ne pentru atât de multe lucruri cu care v-am necăjit. Au fost momente când am fost derutați, momente când n-am avut cele mai inspirate replici, momente când atitudinea noastră n-a fost la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Suntem conștienți, dar vă spun un secret. Nu ne mai certați că ne certăm noi destul. Credeți-mă că atâta când ne certăm noi, nu ne ceartă nimeni. Când mă duc acasă și mă uit la predica pe care am ținut-o, zic, ce m-o fi apucat să zbier în felul ăsta? Doamne, dă minte, uite cum arat. Și o iau de la capăt. Și mi-am dat seama că oricât aș vrea să mă schimb, nu cred că o să mă pot schimba în vecii veci, oricum mult mai este, deci nu o să mă pot schimba. Când o să vorbesc despre cartof pai, o să vă vorbesc liniștit. Când o să vorbesc despre prea iubitul inimii mele, despre Iisus Hristos, despre credința care mișcă munții din loc, să-mi dați voie să fiu om, să am emoțiile mele, să am lacrimile mele, să am patosul meu împreună cu cei care sunt al lui Dumnezeu. Haideți din toată inima să-i spunem Domnului, n-am uitat că niciodată nu suntem singuri, că suntem familia Domnului Iisus. Familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie.
familia. Familia. Vă invităm cu respect să vă așezați, pentru că urmează să primiți un dar din partea bisericii, din partea slujitorilor. Cornel este întotdeauna cu o capacitate de efort deosebită și mulțumim pentru el, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cred că Dumnezeu i-a dat o putere dublă, de aceea cred că au venit și doi copii odată. Totul este la dublu la el și ne bucurăm din toată inima că el rezistă și poate Dumnezeu să-l binecuvinteze. Avem pentru dumneavoastră, aplaudați, că este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce este bun vine de la Domnul. Avem pentru dumneavoastră un calendar. Să învățăm bine să ne numărăm zilele. Să nu uităm că suntem trecători și trebuie să marcăm istoria vieții noastre prin viața de credință și prin chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Suntem călători spre patria divină și în timpul pribegiei noastre aici pe pământ să trăim frumos ca în timpul zilei. Dumnezeu să ne ajute! O să aveți în acest cadou și un magnet. Toate sunt ca un simbol. Magnetul e ca să îl lipiți pe frigider, când la frigider, sigur că suntem cel mai des acolo, dar mesajul de pe magnet trebuie să ne aducă aminte că trebuie să fim atrași de Biserica lui Hristos, să rămânem în comunitate. Drumul către biserică să nu fie niciodată departe, ci să fie cât mai aproape de inima noastră. Și mai aveți acolo o felicitare, în semn de prețuire și de dragoste pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să-l primiți cu bucurie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Biserica Renovatio. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrările pe care și noi le admirăm și pentru care ne punem în mișcare și căutăm să fim cât mai responsabili. Dumnezeu să ne învețe să putem să lucrăm cu înțelepciune, cu băgare de seamă, cu responsabilitate și călăuziți de Duhul Sfânt. O să primiți cadouri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dau microfonul fratelui Florin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prea iubiților, aș vrea din toată inima să vă rugați pentru călătoria din după amiaza aceasta. Mergem la Vaslui să ducem cuvântul Domnului, la biserica parteneră. Deja o parte din tineri sunt plecați. După amiază, la orele 17, în casa lui Dumnezeu ne așteaptă surprize extraordinare. Venim să ne închinăm, venim să ascultăm mesaj duhovnicesc. Domnul va lucra. Luni, mâine, nu avem slujbă. În prima parte a săptămânii, nici luni, nici marți, nici miercuri, nu vom avea slujbă, pentru că ne păstrăm pentru ultimele două slujbe, care vor fi joi și vineri. Vineri fiind ultima zi din an. Deci joi de la orele 18 și vineri de la orele 17, 5 după amiază, ne vedem în casa lui Dumnezeu. Joi avem o slujbă de aducere aminte a binelui pe care Dumnezeu ne-a făcut și de mulțumire. Vineri la fel, vrem să încheiem cu rugăciune, să pregătim anul ce vine cu rugăciune în casa lui Dumnezeu. Și apoi în prima duminică din anul ce urmează, pe 2, suntem în casa lui Dumnezeu, duminică de la 9:30 la Cina Domnului, și apoi după amiază de la orele 17 la Cina Domnului. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Noi vă iubim, coborâm, vă lăsăm împreună cu echipa de închinare. Domnul să binecuvânteze pe Flori, pe Romeo, pe Fabian, pe Vali, pe Zefir. Domnul să binecuvânteze pe Vasile și Ionuț. Lăudați să fie Dumnezeu. Să-i binecuvântăm în numele Domnului pentru dimineața aceasta, pentru închinarea pe care au făcut-o.
Prea iubiților, să nu uitați tot ce faceți, să faceți cu dragoste, căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va peri în veci. Mulțumesc Domnului că m-a ținut cu voce. Mare har! Dumnezeu să vă dea o după amiază binecuvântată. Ne bucurăm împreună cu echipa de închinare, primim darurile și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Amin! Mântuitor, Iisus, pruncul sfânt, Domn triumfător. S-a născut pe pământ un mântuitor, Iisus, pruncul sfânt, Domn triumfător. Au venit trei mari și s-au închinat, au smirnă și tămâie lui Iisus i-au dat. Au venit trei mari și s-au închinat, și tămâie lui Iisus i-au dat. S-a născut pe pământ un mântuitor, Iisus, pruncul sfânt, Domn triumfător. S-a născut pe pământ un mântuitor, Iisus, pruncul sfânt, Domn triumfător. Ce am